Data de 25 martie, buna vestire, este una deosebită pentru polițiști care sărbătoresc Ziua Poliției Române. În acest an, Inspectoratul Județean de Poliție a început seria activităților dedicate acestui eveniment mai devreme. Printre acțiunile organizate în aceste zile se numără și cea derulată astăzi la Școala 7, unde elevii au asistat la o demonstrație a deja celebrului DER, unul din câinii polițiști, dar și la o prezentare a armamentului din dotarea oamenilor legii. Pușcă mitralier! Un sistem Kalashnikov. Da? Așa și eu. Calibru 7.62, încărcător tambur de 70 de cartușe. Așa cum era de așteptat, copiii au fost încântați atât de polițistul patruped, cât și de arme, prezentarea polițiștilor determinându-i pe mulți dintre micii spectatori să-și propună să devină la rândul lor polițiști. Ți-ar plăcea să mânuiești o armă în viitor? De ce nu? De ce? Păi, poate când eram mică îmi doream să devin polițist și chiar mă jucam cu armă de jucărie și mă gândeam cum ar fi să tragi cu pistolul. Fiu polițist. Vrei să fii polițist? Asta este visul tău? Da. Care armă ți-a plăcut ție cel mai mult? Aia cu... că aruncă grenade. Și se pare că unii chiar au calitățile necesare, dat fiind faptul că unul dintre elevi s-a oferit chiar voluntar în demonstrația făcută de câinele polițist. Acțiunea de la Școala 7 nu va rămâne singulară. Polițiștii giurgiuveni urmând să continue seria activităților dedicate Zilei Poliției până în data de 25 martie.